Ai un cabinet de avocat unde putem să ascundă bani. Da, dragul. Și primarul. Nu avea tipul să primește bani el. A sunat pe femeie, pe soția. Și asta e în România. Asta devine o problemă mare, că acum 60-70 de ani, în timpul războiului mondial doilea, sau am uitat cum se zice în limba română. Ok, toată lumea a luptat să supraviețuiește. Ce a venit, a devenit bărbați în timpul ăla. Am vorbit cu niște bătrâni care au luptat în război și tot așa, și ei sunt bărbați. Și poate copiii lor au învățat de la părinții cum să fie un bărbat, dar acum nepoți. Și nepoți, nu știu cum să zice asta în limba română, dar Strănepoți. Strănepoți. Sunt rasfățărul, animale de pluș. Și Nu crezi că e mai degrabă o problemă a urbanizării? Pentru că dacă mergi la sat. Doar la sat numai ei care lucrează la câmp sau ceva așa, care ai ce să faci. Bărbații aici nu are niciun rol. Asta e problema, sincer, că dacă un bărbat merge în oraș, merge la firmă, da, domnul, nu are să devine inițiativă și. Așa. Și la seara ai dreptate, că dacă problema cu taurul să merge într-un în camp, oh, am să fac eu ceva, nu să. Și intrând în câmp, taurul, așa, nu, că ai dreptate, că bărbați poate la. Problema este că ei nu sunt așa de civilizați, scută manele și tot așa, dar aici în oraș, ia, poate ai dreptate, că numai între noi și camera, bineînțeles. Nu, vă spun o poveste. Am stat într-un fel de petrecere la bar undeva. Și a stat lângă mine o femeie frumoasă. Asta a fost acum de mult. Și am început să vorbesc cu ea, că cred că e frumoasă. Și a, ok, bine, noi ne înțelegem bine. Și după 5 minute mi-a zis, oh, să știi că am prieten. Zic, oh, și eu, ce dacă? Nu, e acolo. Și a fost 3 metri, 1 metru departe. Bună! Și nici eu n-am oprit. Și ce a făcut el? Absolut nimic. Din asta am făcut-o. Numai să văd ce face el. Nu că am așa de. Sunt așa de interesat de ea. Numai să văd dacă eu, chiar în față el, și el știe că eu știu că el e prieten și asta e prietenă, chiar așa, avea în public, nu acasă la mine sau ceva așa, ce face el? I-am zis, așa. Și altă zi, altă noapte, am fost într-un bar, asta a fost în Botoșani, Trestini. Același lucru, am văzut o femeie frumoasă, am început să vorbesc, că ea, ok, bine, am plecat. Și după aia a venit un om uriaș. O, ce cauți? Ai vorbit cu soția nevastă mea, nu știe. Prima oară am fost în Botoșani, nu să știu dacă nevastă lui. Am zis, ce dacă? Și ce dacă? Ce o să face? Și am fost șocat, că eu am zis, și? Și după aia a zis, a, este un bărbat adevărat, hai, îți fac cinste și tot, ok, bine, și noi am băut tăchine și tot așa. Și toată lumea, că un oraș cam mic, știi? A doua zi, ai auzit de legendă de ce a făcut Sam, bla bla bla. Pentru că nimeni nu face așa. Eu sunt un bărbat pentru mine, dacă el nu mă oprește, eu nu opresc. Asta treaba lui să apare pe prietenă. Ok, îmi pare rău, asta poate din trecutul, dar asta trec. Dacă eu sunt în oraș cu prietena mea și începe un bărbat ceva, eu, asta treaba mea. Vina masă dacă nu fac nimic, nu vina ei. Nu, eu am să fac. Ho, stai, asta ia cu mine și. Oh, ok, pare rău, ok, asta biologic. Bărbații și nu o să face așa. Și din asta am făcut-o. Nu mai să văd ce se întâmplă, nimic. Cred că dacă mergi în Europa de vest, eu cel puțin am fost în foarte multe Foarte. țări și foarte mulți bărbați de dincolo sunt un pic efeminați. Nu mai Poate. sunt
sunt foarte calmi, foarte blânzi, eventual într-o asemenea situație, eventual se răzbună pe femeie. Da. Și cred că din cauza faptului că oarecum aderăm și noi la valorile lor, cred că și probabil bărbații de aici încep încet să fie la fel de împăciuitori și de calmi și de... Da, nu faci nimic. Și sunt așa ca băieți mici. Dacă tu ai un băiat foarte mic, un an și ceva, ok, da. Dacă el împiți un pic răsfățat, e bine că are numai un an. Sau un copil foarte mic, adevărat, că nu mai e așa de înalt. Dar dacă ești același, faci același lucru cu 18 ani, 20 ani... Problema. Ești un copil, sincer. Și femei nu sunt așa de copilași. Că am dat seama că o femeie de 20 de ani e foarte matură și se descurce singură și tot așa. Bă, ok, dar poate trăiește și cu părinții, că n-are bani să pleacă. Dar mai independentă, un băiat, un bărbat, după vârstă, da. Și nu chiar știu motivul. Am teorie în cap, dar nu știu cum e în Europa de Vest, dar aici în România începe să fie așa. Și când vorbesc cu bătrâni aici, că a luptat în doilea, ei sunt tari. Am vorbit cu ei, după aia am văzut mort 10.000 de colegii mei care în față, mă, și tot, ei sunt tari și a luptat și a știut cum este să luptează pentru ceva și a întors acasă și sunt bărbați. Dar acum generația asta mai tânără, băieți, se joacă tot timpul, să jucăm și are glume și tot așa, dar dacă când e timp să fii serios, nu se poate. Nici nu știu cum. Și nu știu motivul. Dar am dat seama și problema pentru mine nu e ce face ei. Îmi pare rău, du-te tu. Dar este că femeia devine mai deprimată și mai amară în sufletul că caută pereche și nu se găsește. Și eu sunt un singur, nu mai sunt unul de mine și nu pot să fii cu fiecare femeie, asta... Sunt mare păcat, dar asta poți e... Poți măcar să încerci. Da, o să încerc, dar sunt grumadă de femei aici. Nu, problema sincer este că și eu de când în când vreau un prieten, un bărbat cu cine pot să vorbesc despre nu știu ce. Afară din sport, care este un joc, și jocuri de video jocuri, și jocuri de PC jocuri, și jocuri de fotbal afară, ce faci serios? Nimic. Probabil știi că România și bărbații din România este o chestiune mult mai complexă decât ce ai putea vedea. Adică, cel puțin în cercurile în care mă învârt eu, aproape nimeni nu se joacă pe calculator. Cam toți și-au luat viața în piept, știi? Toți se luptă în fiecare zi pentru viață și pentru pâinea care... De exemplu, în IT. Și în online și sunt foarte mulți oameni care au început pe cont propriu și se bat cu morile de vânt, dar nu se lasă. Că 1%. Nu știu. Eu, cu ochii mei, pe stradă, văd o coadă de bărbați, corp de bărbați, în față magazinul la 7 să bea. Când deschide la 7, sunt afară să bea. Și tot timpul să bea bărbați. Cred că asta, când femei poate, câțiva femei aici sunt alcoolici, pe țif, dar 99% sunt bărbați aici în România. Mă rog, e o dernicire destul de răspândită. Pentru că deja avem aproape o oră, te-aș ruga ca să închem un pic într-o notă mai optimistă, pentru că vom difuza filmul ăsta de 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Te-aș ruga să, nu știu, să spui un mesaj pentru românii. La mulți ani. Nu, sincer, nu, este foarte interesant, pentru că legătură cu ce am spus. În 1918 au venit niște diputați la Apuiuie. Și acum suntem obișnuiți că Transilvania e română, e parte integrală de România. Dar în timpul ăsta n-a fost de secole, a fost maghiar. Ok, poporul a fost majoritatea român, dar a fost obișnuit cu voivode maghiare și tot așa. Și
în 1918 a fost Ungaria parte din Imperiul Austro-Ungaria. Și adică a fost un imperiu foarte puternic, cu mai mult bani, mai mult aliați, mii de soldați, nu știu ce. Și a fost un așa de curajos ce a făcut deputați în ziua asta. Pentru că nu știe că după 2 ani o să cade imperiul și că România mai alea cu americani și britanici și o să primește din tratatul de Trianon. În 1980 nu știau asta și a fost mai ales cam frig afară. Și ei au ieșit din acasă. Nu, că acum români, în ziua lor, în ziua națională, prea frig să mă duc în centru. Hai, tu, du-te acolo, că nu ești un risc, afară din un pic de frig. Ei, în față frigul, în față gerul și în față Imperiul Austro-Ungară, a ieșit acolo, în Alba Iulia, și a proclamat că vrem să fim împreună, pentru prima oară. Și respect, am respect pentru asta. Bărbați a fost. Că trebuie să ai tupeu să faci chestia aia. Pentru mine, eu mă duc în, nu știu unde, în centru, în oraș, să văd ce să pune bătrâni niște coroane și să vorbește despre ce am făcut și oameni ce face. Nu am să lucrez, mă stau acasă și joc pe calculator. Păi nu merită. Român, asta vorbă pozitiv. Dacă nu îți place pe România, du-te tu de acolo și lasă seara pentru noi. Am prieten, zic, și ce dacă? Nu, e acolo. Și a fost 3 metri, 1 metru departe. Bună! Și eu n-am oprit. Și ce a făcut el? Absolut nimic. Din asta am făcut-o. Numai să văd ce face el. Nu că am așa de... Sunt așa de interesat de ea. Numai să văd dacă eu, chiar în față el, și el știe că eu știu că el e prieten și asta prietenă, chiar așa, în public, nu acasă la mine sau ceva așa, ce face? I-am zis, așa. Și altă zi, altă noapte, am fost într-un bar, asta a fost în Botoșan, Justin. Același lucru, am văzut o femeie frumoasă, am început să vorbesc, că ia, ok, bine, am plecat. Și după aia a venit un om uriaș. Ce cauți? Ai vorbit cu soția nevastă mea, nu știe. Prima oară am fost în Botoșan, nu să știu dacă nevastă lui. Am zis, ce dacă? Și ce dacă? Ce o să faci? Și a fost șocat, că eu am zis, și? Și după aia a zis, este un bărbat adevărat, hai, îți fac cinste și tot, ok, bine, și noi am băut tăchile și tot așa. Și toată lumea, cred că un oraș cam mic, știi? A doua de zi, ai auzit de legende de ce a făcut el, bla, bla, bla. Pentru că nimeni nu face așa. Eu sunt un bărbat pentru mine, dacă el nu mă oprește, eu nu opresc. Asta e, asta treaba lui să apare pe prietenă. Ok, îmi pare rău, asta... poate din trecutul, dar asta trec. Dacă eu sunt în oraș cu prietena mea și începe un bărbat ceva, eu, asta treaba mea, vina masă dacă nu fac nimic, nu vină ei. Nu, eu am să fac, stai, asta ia cu mine și, ok, pare rău, ok, asta biologic. Dar bărbații și nu se face așa. Și din asta am făcut-o, numai să văd ce se întâmplă, nimic. Cred că dacă mergi în Europa de vest, eu cel puțin am fost în foarte multe țări și foarte mulți bărbați de dincolo sunt un pic efeminați. Nu mai sunt foarte calmi, foarte blânzi, eventual într-o asemenea situație, eventual se răzbună pe femeie. Da. Și cred că din cauza faptului că oarecum aderăm și noi la valorile lor, cred că și probabil bărbații de aici încep încet să fie la fel de împăciuitori și de calmi și de... Dar nu faci nimic. Și sunt așa ca băieți mici. Dacă tu ai un
băiat foarte mic, un an și ceva. Ok, da. Dacă el împiți un